Neața tuturor! Activitățile artistice sau care implică creativitate sunt favorizate în prima parte a zilei, grație piramidei pe semne de apă. Marte se alătură configurații spre seară și sarcinile de natură tehnică sunt recomandate gemenilor și vărsătorilor. Berbec, evită activitățile care presupun inițiativă și reacții rapide. Nu ai dispoziția necesară astăzi. Taur, asociații sau colaboratorii apelează la coarda ta sensibilă. Nu te lăsa convins cu una, cu două. Gemeni, cooperarea cu colegii de muncă merge strună, dar cerințele superiorilor sunt neclare. Puteți lucra degeaba. Rac, ar fi mai bine să nu-ți dai cu părerea astăzi. Ai un punct de vedere subiectiv și părtinitor. Leu, împrumuturile care trebuiau rambursate își tot amână termenul limită. Este cazul să faci presiuni. Fecioara, ești temător în situații de cheie de la serviciu și nu faci față. Depășește starea de angoasă. Balanța, din pricina unor cauze mai ciudate apare greșeli în munca ta. Cineva complotează împotriva ta. Scorpion, unele proiecte au nevoie de măsuri urgente, fapt care te rupe din reverie. Fii alert și practic. Săgetător, te poți autoritar cu colegii mai noi sau cu subalternii. Ar trebui să fii mai flexibil și să le dai sfaturi. Capricorn, emoțiile te pot copleși astăzi dacă trebuie să iei cuvântul. Poate reușești să amâni intervenția. Vărsător, se poate profita de pe urma naivității tale cu scopul sustragerii de fonduri. Fii cu ochii în patru. Pești, faptul că te concentrezi cu dificultate te afectează pe plan profesional. Nu ți se potrivesc sarcine complicate. Ne revedem în a doua parte a emisiunii cu horoscopul general.